Bună dimineața! Întotdeauna m-am bucurat că în românește există bună dimineața. Vezi că la francez, după ce ca un mic dejun, vai de capul lor. Cred că de-aia nici măcar nu au bună dimineața, că e un bonjour pentru tot ce se întâmplă. Da. Noi am rămas, în schimb, noi nu avem de bună după amiaza, drept care mă bucur foarte tare că ne întâlnim dimineața, pentru că ai o formulă de adresare ca să... Mi-a plăcut că văd că au pus inclusiv un colac de salvare. S-ar putea să am nevoie, nu știu, vedem la un moment dat. Wonder. Ideea că e wonder și că poate să fie wonderful, dar poți să și wonder de câte ceva, adică te poți mira de câte ceva, dar am vrut în dimineața asta să încerc să, pentru că am văzut că toți iubiți cinema, o sau oricum n-ați îndrăznit să nu vă ridicați, când a fost pusă întrebarea, știu, sunt o fiară, da, e adevărat, știu asta. Și e bine să nu... și oricum viața ar fi mult mai tristă fără cinema, dar oricum m-aș fi bucurat să fiți așa de mult și aseară când am fost la cinema Florin Piersic și eram 6, între care 2 neplătitori, așa, și era Man in Black, care era chiar foarte nostim, așa, și e păcat, pentru că într-o bună zi nu o să ne mai aducă filme dacă nu o să ne ducem la ele să le vedem. Știu, la voi e tiful și acolo mergeți întotdeauna, dar e bine să mergeți și în rest, așa, uite acum ce mulți v-ați adunat și sunt câteva, și la sfârșit, dacă vreți, vă și spun la ce trebuie, dar la ce ar fi frumos să mergeți ca să vă fie ziua mai frumoasă. Bun. E, și pentru că, evident, este morning, ce poate să fie mai exact decât breakfast at Tiffany, drept care. Vreau să știu și eu cine a văzut mic dejun la Tiffany. Deci mai mult de jumate nu. Deci trebuie să fac invers. Cine n-a văzut mic dejun la Tiffany? Da, ok. Bun, perfect. Sunt convinsă însă că sunt niște lucruri pe care nu le știți neapărat, dar vreau așa tocmai pentru ca să aveți a wonderful morning, să vedem întâi de toate trailerul și după aia am să vă spun diverse povești. Won't you join me? Yes, join Audrey Hepburn as you've never seen her before, kicking over the traces and bringing to life Truman Capote's Breakfast at Tiffany's. I never could do that. Audrey Hepburn as Holly Golightly, who typifies and glorifies the glamorous playmates of this dizzily spinning world as she and George Peppard breeze through the glitter and shimmer of New York as it has never been captured before. You have a special invitation to attend Audrey Hepburn's open house on the wildest night New York ever knew. Timber! Yes. Oh. Oh, good evening, Ed. Tell you one thing, Fred, darling. I'd marry you for your money in a minute. You marry me for my money? In a minute. So I guess it's pretty lucky neither of us is rich, huh? Please, darling, don't sit there looking at me like that. Holly, I'm in love with you. So what? So what? So plenty. I love you. You belong to me. No. People don't belong to people. Of course they do. I'm not gonna let anyone put me in a cage. I don't want to put you in a cage. I want to love you. Audrey Hepburn and George Peppard, searching for love in the big town, but sharing only part of their lives until they find the deep, warm moment of truth that can't be hidden, even by the oddball antics on the brittle surface of New York. Thank you.
Într-adevăr, este delicious. Este unul dintre cele mai frumoase filme ale tuturor timpurilor. Poate că unii vor spune, da, e un film ușurel. Nu, cred că e unul dintre cele mai frumoase și mai mult decât atâta. Ceea ce a fost extraordinar este că Truman Capote, o să-l vedem imediat, n-ar fi vrut să aibă finalul ăsta. Și azi aș vrea, de fapt, cel mai tare, mi-aș dori să vă conving că cele mai frumoase filme din lume și cele mai frumoase vieți din lume sunt alea care au un sfârșit fericit. Indiferent cum. Dar până acolo, dar pe ăla trebuie să-l creezi. Pentru că se cheamă Mic dejun la Tiffany, toată lumea știe că Tiffany este un magazin foarte elegant, între timp, care se află la New York. Mi s-a părut frumoasă și ideea asta că Creative Mornings vine de la New York încoace, deci ne-am mai întors un pic până la New York. Cine a venit azi aici are mai multe șanse să-și ia viză de America și să ajungă la New York, în vizită, doar în vizită. Și mi-am zis că foarte puțină lume știe, de exemplu, că un prim Tiffany în România, uite-l, este cel de la Iată-l. Știe cineva de unde e? Castelul Peleș, cine l-a văzut? Ok. Și nu v-au zis că ăsta e un Tiffany? Deci un prim Tiffany în România a venit la Castelul Peleș și asta e o dovadă în plus că regii noștri, pe lângă eleganța lor extraordinară, aveau și un simț creator teribil și inovator. Știau că așa ceva la un moment dat va deveni neignorat. Și mai mult decât atât, acest Tiffany este făcut de Klimt. E făcut de Klimt, care încă nu era celebru și care a venit de câteva ori în România până să fie expoziția pe care o știți că a fost de curând acolo și când el deja nu mai era. Și mulți spun că, de fapt, atât de mult l-a impresionat ceea ce a văzut aici, încât în mare parte cariera lui așa ar fi început. Aș mai fi vrut să vă spun despre Tiffany, care inițial a început doar prin a crea aceste modele care sunt făcute din bucățele. Și mi-am zis întotdeauna că un Tiffany este foarte frumos pentru că o lampă Tiffany, cum o vedeți acolo, o lampă Tiffany e foarte frumoasă pentru că e făcută dintr-un fel de Lego avant la lettre, dacă vreți așa, dintr-un fel de puzzle, așa cum ar trebui de fapt să fie viața noastră a tuturor și care la final să fie la fel de frumoasă ca cea pe care o vedeți acolo. Sărutul lui Klimt, pe care îl știe toată lumea, de la ciocolată, unde este, la toate farfuriile posibile și imposibile, la toate broșele pe care le știe iarăși toată lumea, mi s-a părut că este iarăși foarte potrivit cu Mic dejun la Tiffany, pentru că și acolo, deja cei care ați văzut filmul știți că se termină cu un sărut și e chiar un sărut ceva mai altfel decât toate celelalte, pentru că plouă exact cum a plouat ieri, ați văzut, a avut grijă Clujul ca nu cumva să nu fim racord cu ce o să întâmple astăzi. Sper să nu mai plouă și azi, dacă se poate, să eventual să avem o umbrelă. Au fost foarte drăguți cei de la cinema, ne-au dat o umbrelă să venim până aici. Așa cum e, știi, normal, de obicei pe la hotelurile mari au câte o umbrelă și îmi spuneau de curând de la Hilton că și la București a plouat acum două zile, zic, da, nu e așa că voi aveți o umbrelă ca să ies până plouă îngrozitor. Zice, doamna, am avut, zice, dar toată lumea pleacă cu ele, deci nu plecați cu ele de la hotel pentru că să știți că lăsați o impresie proastă, așa. Și de care la un moment dat nu o să le mai aibă și o să fie complicat. Și sărutul lui Klimt este poate unul dintre cele mai tulburătoare, pentru că, vedeți, e altfel decât toate cele pe care le vedem mai nou în filme și poate că se apropie într-un fel indirect, el e făcut în 1907, el e făcut, se apropie oarecum de primele filme americanești, care aproape toate se terminau cu un sărut. Dar un sărut frumos, nu un sărut din ăsta în care nu-ți mai trebuie drept, care la mine pe ușă scrie pupat oprit. Așa, bun, mai departe. El este Klimt. După cum vedeți, este cu o pisică în brațe. Din nou, ca să fie racord cu pisica din
Pisica din mic dejun la Tiffany și asta să știți că e un secret. O pisică în viață de multe ori este mai mult decât o bucurie, este o existență paralelă care îți face mare, mare, mare plăcere. Mi-aduc aminte că mama mea, de exemplu, spunea că întotdeauna pisicile sunt un fel de carbaxin al ei cu coadă. Să vă explic ce era carbaxinul. Carbaxinul era pe vremuri un medicament pe care îl luai ca să adormi sau ca să te liniștească. Era un fel de rudotel sau ce naiba să ia cu eu personal de-astea cu liniștitul, nu trebuie să iau nici ca să dorm, nu trebuie să iau. Deci nu le știu foarte tare. Dar unul cu coadă, adică un motan, să știți că liniștește mult mai bine și în general, pe urmă, o fotografie cu o pisică în brațe e cu totul altceva. Nu? Eu am văzut că acolo aveți numai un câine, să știi că nu. Dacă știam, nu mai veneam aici, știi? Nu mi-a zis că la Creative Mornings numai, păi ce facem? Și câine și pisică, eu le-am pe amândouă, adică nu facem discriminări între una și alta. Ceea ce mai puțină lume știe este, de exemplu, faptul că eu încerc să vă spun mai multe lucruri acum pentru că probabil aveți marea șansă să puteți călători, ceea ce nu ne-a fost interzis până la, în cazul meu, până la 30 ceva de ani. Și să știți de fiecare dată când călătoriți și ce anume ați vrea să vedeți. Să știți că în orașul cu tare puteți să mergeți la New York, de exemplu, să vedeți inclusiv Tiffany-ul, care este momentul de față, nu doar locul unde toată lumea vrea să meargă pentru ca să-și imagineze pentru o secundă că ar fi Audrey Hepburn și că ar bea o cafea Nespresso, dacă se poate, în față acolo, chiar la intrarea în magazin, pentru că ăsta e cel mai grozav mic dejun. Să știți că, de exemplu, în Franța, el se cheamă canapé au diamant, pentru că canapé sunt sandvișurile alea cele mai mici, mai nou ai noștri le spun canapele, nu știu de ce, probabil că... Dar să știți că, da, în restaurante, să știți că din când în când o să auziți expresia asta. Sunt sandvișurile cele mai mici, care pe românește se chemau, multă vreme s-au chemat bușeuri, venit tot în franceză, în sensul că nu-i nevoie să muși din el, îl închizi dintr-o dată, adică îl bagi buș în gură o singură dată. Și acolo au zis chiar că o să fie canapeu diamant, ceea ce mi se pare nostim, pentru că ei la micul dejun, după cum cunoaștem, nu au decât cafea și croissant. Apropo, știe cineva ce înseamnă croissant? E foarte nostim, înseamnă semilună. Pentru că, da, e adevărat, e nostim pentru că de fapt vine alături de cafea. Cafeaua a ajuns în Europa, între altele, în urma unei bătălii în care turcii, pe lângă faptul că au fost nopiți, au pierdut, se pare, unii spun chiar că ar fi avut niște saci așa de mari de cafea, dar cred că un turc ar trebui să-mi găsesc pe undeva sau măcar un sponsor turc, așa, niște saci foarte mari de cafea, cu care lumea inițial n-a știut ce să facă, pe parcurs au învățat cum se poate prepara și la sfârșit s-au gândit să facă și o semilună, așa, dacă ne-au venit cu ideea asta, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar sună foarte bine. Și așa că, prin urmare, dacă țineți minte, a fost de curând o discuție foarte lungă apropo de niște iaurturi, la care au zis să se taie crucea de pe iaurtul ăla. Știți că era o iaurtul ăla turcesc și au zis ei că pe ce facem cu crucea? Bun, foarte bine, atunci hai să interzicem și toate croasanturile. Deși, între timp, croasantul nu mai e chiar în formă de semilună. Ați văzut că i-au schimbat forma așa ca să... Dar tot croasant îi zice, așa că nu se pune. Truman Capotei lui datorăm mic dejun la Tiffany. El a scris novela și și-a dorit foarte mult să fie ecranizată. Doar atâta că a avut tot felul de nemulțumiri. Adică, din start, a vrut-o pe Marilyn Monroe pentru rolul principal. Era foarte la modă în momentul respectiv să fie doar blonde, frumoase. Toată lumea o ține minte pe Marilyn Monroe, dar să știți că ea, de fapt, a fost creată pentru că a existat o altă actriță pe care o să vă pun să o căutați voi după aceea pe net, care se numea Jean Harlow și care a murit foarte tânără și care tot așa era foarte blondă, foarte sexy și atunci, de fapt, Marilyn Monroe a apărut ca o urmare a acestei idei că o femeie cu adevărat frumoasă nu poate să fie decât blondă și foarte sexy. Ei, Blake Edwards i-a demonstrat până la urmă lui Truman Capote că treaba se poate face și cu ea, respectiv cu Audrey Hepburn, care Audrey Hepburn inițial a fost inclusiv manechin la Givenchy, care i-a rămas fidel tot restul vieții. Ea a vrut să se facă balerină,
A avut o existență foarte specială, adică din star, de exemplu, încă de pe la 14 ani, ea a intrat în Olanda într-o mișcare de rezistență antifascistă, în condițiile în care tatăl ei, englez, era profascist. Și drept care de-aia părinții s-au despărțit, ele s-au întors în Olanda și, cum spuneam, ea a devenit manechin, pentru că există chiar și niște imagini, dacă o să le căutați pe net, o să vedeți că există niște prime imagini de când a intrat ea în această meserie, care i-a fost extrem de utilă toată viața, pentru că a rămas cu o anumită eleganță extraordinar. Asta nu înseamnă că realmente oricine a făcut treaba asta în tinerețe devine și o foarte mare actriță. Aici, totdeauna Billy Wilder spunea că ea n-a avut nevoie de școli, n-a avut nevoie de cursuri foarte rafinate, pentru că era născută să fie actriță. Doar atât că inițial, până spre mic dejun la Tiffany, nu au folosit-o în mod special pentru roluri importante, ci cel mult trecea prin cadru. Aici însă a dat marea lovitură și cred că a dat o lovitură frumoasă pentru noi toți, pentru că fiecare în continuare fetele se gândesc cum poate să fie cu adevărat elegante cu micuța roche neagră, adică e o roche foarte simplă și foarte, foarte elegantă, la care întotdeauna dacă adaugi niște perle, sigur că va funcționa și mai bine, ochelarii foarte mari și care inițial tot așa nu erau a ei. Au fost inventați de Greta Garbo, care foarte repede s-a panicat că trec anii și, mă rog, există două povești care spun așa că s-ar fi retras pentru că i-a fost frică să nu îmbătrânească și camera, știți cum e, că întotdeauna trădează și te arată mai în vârstă decât ești. Era foarte nostim, apropo de... Ia să vedem, Man in Black l-a văzut cineva? Aoleu, nimeni. E, de-aia eram trei în sală, da... Ați văzut ce zicea acolo, că până la hologramă pune 5 kg în plus pe tine. Să știți că orice cameră pune niște kg în plus pe tine. Și Greta Garbo purta niște ochelari de ăștia foarte mari, care se și chemau Garbo din cauza asta, pentru că ea a fost prima care a inventat, dar care, pe de altă parte, sunt foarte utili, iar aici, în film, e și ideea asta, că ea nopțile, ați văzut, le avea niște nopți foarte agitate, ceea ce presupun că vouă nu vi se întâmplă de vreme ce sunteți aici la ora asta, nu? Sau oricum ați făcut un efort, ia să vedem dacă vreunul dintre voi, apropo de cei care ați văzut Men in Black, ați văzut cum era acolo, când unul adorme la un moment dat și ea vine și zice, și ce faci? Ce meditez. Așa, deci sper să nu meditați niciunul pe aici. Și la care ea zice, acum te-ai prins, că, păi da, dar zice, meditez sfărăind, și asta e o modă nouă. Da. Deci au adus-o pe Audrey Hepburn și cred că... faptul că inclusiv a introdus povestea asta a unui film sigaret, ăsta foarte lung, toată lumea, când există cât un bal sau când există cât o, mă rog, orice sărbătoare în asta, știți că mai nou se fac aniversări cu moda anilor deja 80, mă rog, asta era 60, toată lumea și-ar dori să fie, dacă se poate, Audrey Hepburn și atunci șmecheria e să își pună niște perle și eventual un film sigaret, asta este maximum, deși trebuie să vă spun că, bineînțeles, ca fiecare dintre noi, presupun, am vrut și eu să văd cum e cu fum sigaret, eu nefiind nici fumătoare, e complicat și am primit unul foarte frumos, să știți că este aproape imposibil să tragi, este foarte greu, adică nu se aprinde niciodată, nu știu cum a procedat ea la filmări, dar cred că era o mică trișerie acolo, că să știți că funcționează foarte greu. Ceea ce era foarte interesant de văzut la Audrey Hepburn este că era cea care reușea să treacă de la un personaj care părea femeia cea mai dezinvoltă, cea mai newyorkeză cu putință, la cea de unde venea ea, că venea de fapt dintr-o America profundă. Provincia americană este cu totul diferită decât de cea franceză, de exemplu, unde aproape toate orașele și toate satele funcționează cam, hai să nu zicem chiar ca Parisul, dar în orice caz nu se văd niciun fel de diferențe. Pe când în America diferențele se simt foarte tare, mai ales când e vorba de prejudecăți, lucrurile sunt de-a dreptul șocante. Adică diferența între un New York și un
un Madison, Wisconsin sau chiar un Indianapolis e atât de mare că niciodată nu o să vă puteți imagina. Deci dacă cumva vă trece prin gând și sigur vă trece, știu încă nu pot să citesc gândurile voastre, dar îmi dau seama că așa să plecați în America, alegeți-vă un oraș mare, pentru că Clujul este mult prea puternic ca să vă puteți adapta într-unul de provincie. Clujul este o capitală, nu mai este un oraș oarecare și nu o să vă puteți niciodată adapta într-o chestie mult mai, mult mai cu multe, foarte, foarte multe prejudecăți și ideea că ai impresia că ești în secolul XIX, dar nu cu partea bună al secolului XIX, adică nu e așa că e foarte ecologic, e totul foarte plicticos între altele, deci să nu muriți de plictiseală, că aici în mod sigur nu o să muriți niciodată de plictiseală. Bun, și acum am ajuns la Hollywood. Pe ea în acest film o cheamă Holly, deci numele ei New Yorkez este Holly. Știe cineva ce înseamnă Holly? Aha, v-am prins. Deci Holy Sfânt e... Nu, stai, dă-te înapoi. Păi ce facem aici? Nu. Deci Holy Sfânt e cu un singur L, ca să știți. Deci Hollywood, după cum bine știți, pentru că este în semnul cel mai celebru american de la filme, să știți că inițial Hollywood-ul ăsta era de fapt o modalitate de a vinde tot terenul respectiv și era pus acolo de o firmă care vrea neapărat să găsească un cumpărător. Ei l-au păstrat după aia, l-au luminat, la un moment dat dispăruse, după aia primăria lor în sfârșit l-a făcut la loc și de fapt Hollywood este o pădure de, acum poți să le arăți, Holly. Acest holly se numește ilex pe românește și este planta aceea, știu, seamănă cu nebunelele, seamănă cu fructul de cafea, dar nu este, cel care apare pe toate, este un evergreen, adică imortele, care apar pe absolut toate felicitările de Crăciun. Știți că în colț așa? Deci asta este holly, ca să știți. Deci era foarte frumos, încă multă lume, cred că s-a dus, a văzut, tot așa, a văzut mic dejun la Tiffany și a zis, a, ce chestie, a pus numele de sfântă când ea era departe de a fi sfântă. Deci nu, era de acolo și de fapt cred că era și o aluzie chiar la Hollywood, pentru că Hollywood era foarte puternic și mai ales pentru Truman Capote și pentru noi toți care... Știm Hollywood de la început, anii 30-40 ne-au marcat și practic ăla înseamnă Hollywood în continuare și nu așa cum spune, o să vedeți foarte curând, o să vedeți filmul lui Tarantino, care el spune că Hollywood adevărat e în anii 80, m-aș mira. Da. Chiar perioada în care nu au existat filme nemaipomenite în 80 a fost așa o perioadă, doar că le vedeam noi că n-aveam altceva de văzut. Și aici avem pe Cat, care iarăși este un personaj, ați văzut că ne-am legat de la o pisică la alta, este personajul cel mai duios din film, care nici măcar nu i-au dat un titlu, care iarăși spune foarte mult despre Holly și despre cum e ea, că iubește foarte mult pe motanul ăsta, de care are impresia că s-ar putea despărți și pe el caută în tot New York-ul. Cine și-a mai căutat vreodată pisica? Ok, știți cum se ascunde, nu o găsește nimeni, da. Și de fapt era chiar la voi în bibliotecă. Aici a fost, cred că de fapt aici a fost cel mai complicat să facă scena asta și să convingă pisica să facă scena cu pricina și mai mult decât atât să facă sărutul ăla care era extrem de complicat, un sărut în care și pisica este cuprinsă în marea iubire. Ceea ce vroiam să vă mai spun este că Truman Capote în novelă, care de altfel a apărut și în România, este și tradusă în românește, dar eu știu sigur că voi puteți să o citiți și în englezește, că am văzut că v-au pus toate întrebările. Eu am tot întrebat, vreți să vorbesc românește, englezește? Nu. Ok. Așa, păi ați văzut succesul cel mai mare în ultima vreme a unui film românesc, este O Ramona, care este în englezește. Bun, nu vă întreb cine a fost, că nu vreau să mă deprim. Așa, e prea de dimineață ca să mă deprim. Dar mă rog, este un American Pie local, la urmă urmei sunt toate ingredientele necesare pentru toată povestea asta. Deci Truman Capote n-ar fi vrut să se termine cu bine romanul ăsta, sau mă rog să se termine ceea ce se cheamă în coadă de pește, dar având o pisică, știi, cu peștele era mai complicat.
Regizorul și mai ales studiourile au decis că trebuie în sfârșit să fie și un film care să se termine frumos, să se termine bine. Era perioada anilor 60, urma, era o plină perioadă în care în America deja porneau spre Coreea, spre primele, spre război, urma Vietnamul, drept care era destul de deprimată lumea, așa cum nu, în egală măsură în anii imediat de după război, aproape nu puteau să facă filme care să nu se termine cu bine, pentru că lumea era deja atât de deprimată că măcar când mergea la cinema, așa. Acum cred că suntem foarte nedeprimați pentru că absolut, nu știu, 99% din filme se termină prost. Deci, sinistru. Eu cred că ăștia ar trebui să mai studieze un pic sau să-i cheme pe cei de la studiourile mari să vadă ce și cum. Am început prin a vă spune că există un Tiffany la Peleș, pentru că există o legătură între Audrey Hepburn și familia noastră regală. Știe cineva legătura? Regina Ana a fost la înmormântarea lui Audrey Hepburn pentru că au fost prietene. Deci asta ne face plăcere să știm că Audrey Hepburn a știut de România și că a știut-o prin regina noastră, prin regina Ana. Și la final am să vă mai spun doar o scurtă poveste, pentru că aș vrea, deci atunci când călătoriți să știți mai multe despre locurile unde mergeți. Eu, pentru că am început după 30 de ani, cum zic eu, călătoriile la mine sunt la școala serală, deci n-am făcut cursurile la zi, deci încă mai recuperez, știu așa. În al doilea rând, să vă doriți să vedeți filme și cu sfârșit fericit sau, dacă nu, să vă faceți voi sfârșitul. Profesorul meu, Sucheanu, spunea că există o poveste bis în care fiecare dintre noi putem să continuăm filmul cum poftim. Vă îndemn să faceți asta, că e viața mai frumoasă. Și să vă mai spun un lucru, că oricât de complicat ar fi și oricât de... Sunt momente în astea în care te apucă disperarea și să știți că un strop de curaj și de a încerca să sfidați tot ceea ce pare că nu poate fi sfidat și că ești total zdrobit ajută. Și am să vă mai spun o ultimă poveste. Deci, cum ziceam, regina noastră Ana a fost la mormântarea lui Audrey Hepburn și chestia se întâmpla în 1993. În 93, după venirea regelui în 1992 de Paște la București, știți foarte bine, Iliescu s-a speriat și a zis, gata, nu mai intră în țară, oricât încearcă să intre pe aici, nu mai intră, nu mai se întâmplă. Moare Audrey Hepburn, eu am o emisiune de cinema la televiziune, strecor câteva imagini cu Audrey Hepburn, spun că regina a fost la mormântare, reușesc să-i conving pe cei de la Sunet să bage un pic și de trăiască regele, exact de un 10 mai. Concluzia. Ies de la emisie, Carmen știe, pentru că știe cum e așezată televiziunea, e un culoar așa foarte lung, apare un tip care era și pe vremuri tot cu secu și care mă ia așa de guler de aici și zice, ai impresia că ne prostești. Dar adevărul este că am reușit. Și de fapt, până la urmă, nu mi s-a întâmplat nimic. Deci încercați să aveți curaj orice s-ar întâmpla și cred că asta e cel mai important, să aveți curaj și să vă faceți viața mai frumoasă și să ignorați pe toți cei care încearcă să vă strice sub o formă sau alta, pentru că să știți că funcționează. La mine a funcționat și de aia sunt aici și vă mulțumesc tare mult!